Salutare din nou și bine v-am regăsit la un nou clip. Am venit aici în livada după deal, în acea livadă mixtă de pruni, după cum am arătat în clipurile trecute, special pentru acest nuc. Sincer vă spun, nu știu de care nuc e, ce soi. Și după așa consider că este un nuc comun, un nuc simplu. Îmi place cum s-a dezvoltat. Are 4 șarpante jos, 3 sus. Nucul acesta a fost pur și simplu ieșit așa. De obicei, cum toată lumea știe, așa se întâmplă. O pasăre când scapă din cioc, o nucă, o prună, o sămânță, altceva, în pădure sau oriunde, ne mirăm că în locul acela crește un pom fructifer sau altceva. A ieșit așa pur și simplu el, a răsărit. Cu siguranță a scăpat o pasăre, o nucă, ceva. Și l-am lăsat și noi să crească. Și acum am hotărât să, dacă e tot livadă mixtă de pruni, diversi pruni, o să scot acest nuc, o să-l replantez. La această operațiune voi folosi săpătorul, hârlețul, care voi scoate nucul, să vedem acum, sunt curios să văd ce rădăcini are nucul, să nu dea de furcă. Foarfeca, da, care o știți din clipurile mele, foarfeca de pom, pentru fasonarea rădăcinilor. O găleată cu apă, pentru mocirlire și mănușile, da? Bun, acum urmează operațiunea scoaterea nucului și replantarea lui într-un loc special.
reușit să scot nucul din pământ. Am obosit să sunt fleașcă. Aproape jumătate de metru am făcut în jurul lui. Sunt obosit. Sunt fleașcă pe spate. Are rădăcini destul de bune, sănătoase. Ăsta e pământul scos, am scos ceva. Aproape jumătate de metru. Te obosești un pic, vă dați seama, pentru că depui efort. Au mai rămas câteva mici rădăcini în pământ, dar alea le astup și nu sunt probleme. Gata, am făcut și groapa aici unde am decis să-l plantez. L-am fasonat cu foarfeca înainte, pentru că așa se fasonează orice pom. De ce? Să mai scurtez din rădăcini și în momentul când le fasonez curge acea sebă și se prinde mai bine, are prindere mai bună, se prinde mai repede și mai bine rădăcina. Până își face loc în pământ, după aia orice copac se prinde. Am făcut o groapă, zic eu, 45-50 de centimetri adâncime, e suficientă. Am ocelit un pic pământul. Îmi pare rău că de această clipă nu mai am acasă ceva îngrășământ sau pământ acela cu multe minerale. Era bine să pun acum la rădăcina lui în pământ, dar asta e, am rămas fără și o să mai cumpăr. Cu toate că acum era momentul potrivit. E bun, e mocirlit. Aici am decis să-l pun. Aici mai am un nuc, dacă observați. Îmi place foarte mult cum a crescut ăsta. L-am tăiat anul trecut, i-am tăiat un pic vârful și două șarpante și a crescut, deci, cu lider central și trei șarpante. Ăsta e anul 4. I-am făcut groapă ca la fiecare pom, o să mai fac anul ăsta, să stagneze apa la rădăcina lui, așa se face la orice pom. Ăsta îmi place foarte mult cum a crescut, a evoluat. Anul 4, acum are și el un tovarăș. Bine, aici sus mai am 3 nuci, dacă observați, mi-am arătat în alte clipuri, un nuc mai mare și 2 cam de aceeași vârstă. Dar nu știu ce naiba se întâmplă, dacă știți cumva. Știu că și la, ca la orice pom și la nuc, e acel vierme care, din moment ce se bagă în creangă, poate să stea și ani întregi acolo, mănâncă și de asta se usucă crengile. Dar la mine, și mă uitam la mai mulți vecini, la mine la toți nucii, aproape unul a scăpat, dar la toți nucii sunt toate crengile acoperite de o mătreață galbenă. Și unele crengi sunt uscate, nu știu ce naiba. Ar trebui stropiți ceva, habar n-am. Până acum la nuci n-am stropit niciodată. Deci pe fiecare creangă e o mătreață galbenă, un fel de mătasea broaște și unele crengi au început ca să usuce. Acum o să pun pământul.
Gata, am finalizat și replantarea nucului. Sunt foarte bucuros. L-am udat foarte bine. Bine, oricum pământul era ud. Era umed de la ploaie și de la zăpadă, dar l-am udat să fiu sigur că are o prindere mai bună și mai rapidă. Și acela din față mic are 4 ani. Ăla îmi place mai mult cum a crescut. A crescut și dreptul, se pus și la acela un par. V-am zis, am făcut și groapă, cum se face la orice pom. Să stagneze apa, să stea acolo cât mai bine, să nu curgă la vale. Ucii aceia trei care v-am spus au câteva probleme cu acea mătreață galbenă și s-au uscat crengile. Nu toate, dar sunt câteva uscate. La acest nuc nu am vrut să mai fac groapă. M-am gândit mai bine la acel nuc anul 4, am făcut groapă, acum 2 ani. Încă se menține groapa. La acesta am hotărât să mai fac groapă, să las așa, să se taseze pământul toată primăvara, toată vara și de-abia la toamnă, în octombrie, o să-i fac o groapă, după ce pământul mai se așează și rădăcinile s-au prins cât de cât în pământ. Pentru că așa se face, ori faci groapă, ori sap de jur împrejur cu sapa. De ce se face această operațiune la toți pomii? Dacă îi faci groapă, vă dați seama că apa stagnează acolo, stă cât mai bine, când plouă, nu mai se duce din cauza la pământul tare, nu mai se duce apa la vale și stă acolo la rădăcina lui o perioadă. Și a doua variantă este să săpe așa de jur împrejur. Fiind pământul mărunțit, apa se duce cât mai bine, se bagă prin toate crăpăturile pământului și ajunge la rădăcina pomului respectiv aici, la rădăcina nucului. Tot cu scos mi-a luat aproximativ o oră. Într-o zi o să vin să-i pun și un par, să fie cât mai drept nucul. Uitați că eu l-am pus exact cum era el. Dacă îi pun parul, stă perfect drept. Ca acel nuc din față. Ăla nu are par, dar a crescut drept. O să-i pun și la acela, doamne ferește, la un vânt ceva. Dacă îi pun acest par, uitați. Deci tulpina e perfect dreaptă aproape. Undeva în față, dacă observați, e nucul replantat. Sunt foarte bucuros că l-am plantat cu mâna mea. Îmi place să plantez orice pom. Când plantez cu mâna ta, e așa o satisfacție. Cei care plantează știu despre ce e vorba. V-am spus, acum am arunțit pământul de jur împrejurul lui și acum o să las așa toată primăvara, toată vara. De-abia la toamna, luna octombrie, o să fac groapă, pentru că se tasează pământul și până atunci se prinde, în câteva luni, se prinde rădăcinile mult mai bine. O să-i pun un par pentru a-l îndrepta să fie cât mai drept. Și ce-și pune omul cu mâna lui, cum se spune în popor, e bun pus. Să sperăm că o să se prindă, să dea Dumnezeu să fie bine și în anii viitor să ne bucurăm de multe nuci. Așa cum ați văzut la începutul operațiunii, când am scos nucul, să-l replantez. A fost o groapă destul de mărișoară, aproape de jumătate de metru. Acum am astupat-o. Am tras cu sapa, am tasat foarte bine cu picioarele și când o să plouă, o să se lase pământul, o să crească iarba și nu o să se mai observe nimic că aici a fost vreodată vreun nuc. După cum v-am spus, de ce am făcut această operațiune? Pentru că aici am o livadă mixtă. Goldan, corcuduș galben, pruni, tot felul de soiuri. Și aici am vrut o livadă mixtă de pruni, special de pruni. Vă dați seama, dacă lăsam acel nuc, el creștea, pentru că nu pot ca să scurtez cum scurtez un prun. El creștea și după aia ținea umbră la pruni. Nu mai creșteau sau creșteau strâmbi și de asta aici am vrut să fie o livadă mixtă, special cu pruni. Din această cauză am făcut această operațiune, să fie tot organizat, prun la prun, nuci la nuci. Bye.